găsit la o nouă emisiune în Cârlic. Ce căutăm astăzi aici? Ce căutăm? Căutăm ce a căutat toată lumea. Sunt vreo 250 de pescari aici pe fundulea 1 și încercăm să scoatem un cărășel frumos din lac. După foarte multe zile de ger, am venit aici pe fundulea 1 să facem un mic pescuit la copcă. Cred că e ultimul pe anul acesta. Localitatea Fundulea, timp frumos, 4 grade Celsius, vânt slab, 10 km pe oră, stratul de gheață 25 de centimetri, pescari, câtă frunză și iarbă. De mult nu mi-a mai fost dat să văd atâta lume la pescuit. Peste 250 de împătimiți ai pescuitului la copcă și-au dat, credem noi, întâlnire pe gheață la o copcă mică. Înarmați cu freze, topoare, lansete mici, adecvate pescuitului de sezon pe gheață, undițe de toate felurile, lungi, scurte, groase, subțiri, dar și cu lichide precum. Două puncte. Vin fiert, țuică fiartă, bere și... în cel mai fericit caz, pentru cei care nu consumă alcool, ceai fierbinte, cât cuprinde, și asta pentru a preveni eventualul guturai. Shalom! Am plecat ușor pe gheață, nu de alta, dar începuse să se topească la suprafață. Am început controlul la găleți. Juvelnicul nu are niciun rost pe gheață. Am constatat că totul este în grafic, chiar mai bine decât o zi obișnuită. Și un șalău frumos, la ce este? La ce l-ați luat? La marmușcă. La marmușcă, a? Ați mai luat șalău? Acum, astăzi? Păi n-am mai dat, mai ieri am mai dat. Astăzi văd că ați făcut ceva treabă. A mers, a mers, nu? Exemplar. Ai vrea și tu unul, nu? Să prinzi. Ați vrea? Uite, vorbești cu domnul și îți dă niște lecții de pescuit la șalău. Da. Cred că mi-ar trebui. Mi se pe cornă. Nici apă nu... Încă un caras. Cum a mers azi? A destul de bine, dar nu prea a vrut să tragă mai mult. Mai mult am mulinat decât am lansat.
Vides aici la pescuit, la copcă? La copcă asta e a treia oară pe anul ăsta. Și se pare că aici am mers mai bine în toate bulțile care am fost. Un caras frumos. Al câtelea e pe ziua de azi? Al șaselea, șaptelea, cam așa. Oh, frumos. Mai slăbuț azi. Frumos. Se mai adăpă. Hai, un... Domnul, nu zic nimic. Bine, bine. Ce tu ești cu mata? Da. Nu pot adică cu mata mea care e pătia ta. Am închis telefonul ca să nu mai te sune. Păi normal să mă streseze. E așa. E mai mare? Ia uite. Ia uite ce frumos e. E ca la strung. Pac alea, pac alea. Pac cu păpușa, pac cu intrate. Parcă nu înghezi degeaba. Da. Deja m-am strunat cât am prins la pahar. Și cum pescarul lui stă bine. E cu vin de giurgiu, e foarte bun. A înghițit tot acum. Da, a fost un... Vezi, de gorjorul era bun. E în cârlig. E în cârlig, exact. În cârlig a avut pescarul și după ce am terminat interviul și ne-a făcut să-l mai asistăm la câteva drilluri. Dar vestea între pescari umblă repede și a ieșit la rampă captura zilei. Dar ce zic eu captura zilei? Captura pescuitului la copcă. O frumusețe de novac de 11 kg amorțit de apa rece de sub gheață a ieșit cu oarecare ușurință la suprafață. Ia spuneți-mi, cum ați reușit să prindeți monstru? Noroc cu pescarului. S-a întâmplat să vină fir subțire, deci e pescărească deja. Cine îl vede nu crede niciodată că la copcă prinde așa ceva. S-a înțepat direct în buză. S-a dus, s-a întors, a vrut să fie al meu. Ce am înțeles că a trebuit să măriți copca. Da, a venit un coleg pescar cu toporul și a reușit să mărească copca. În timp ce îl țineam, deja îl prinsesem de gură. Îl țineam. S-a întâmplat. 0, 12 fir, a... foarte mic. 18, că m-am uitat eu. 18. Și asta... Să înțeleg că e prima captură mare pe anul ăsta, nu? Da, chiar da. Mare, cu adevărat. Ne-a arătat și ceilalți carași care i-ați luat. Ia, puneți-i lângă el ca să se vadă un pic diferența, lângă novac. Deci dumneavoastră ați venit la caraș și ați luat novac. Absolut. Dar pește care nu prea ar prinde nici vara, s-a întâmplat. A fost să fie. A fost să fie al dumneavoastră. Să fie cunoscut, să ajungă vedetă, așa, așa. Să spunem telespectatorilor că la libelulă. După unii glumă, după alții adevăr, privind captura, noi nu putem nici să infirmăm, dar nici să confirmăm. Singurul lucru pe care putem să-l facem este să certificăm că era pe gheață, în toată splendoarea lui de crab chinezesc de 11 kg, nu este de aici de acolo. Eu mă uit ce prind alții. Unde ți-e? A, păi dacă stai, ia uite unde sunt copcile și unde e Gică. Gică! Îl mai știți pe Gică, pescar de crap. Da, el este. Și a venit cu o premieră în emisiune, dar și pentru mine, nu de alta. Îl cunosc de mai bine de 27 de ani. E pentru prima oară la copcă. Hai mă, Gigi, mă. Aștept să vină crap, mă. Da, tu dai la crap, la boiles, nu? Ia arată telespectatorilor și boilesul. Ia, să vedeți noastră la ce dă el. Ia, ia Gică. Cu aromă de căpțuni. Arome de fructe, spun eu. De 20. Da, dar spune ce ai făcut cu ele, că le-ai spart și le-ai băgat în copcă ca să-l păcălești. Degeaba. Tot chiromonisul este de bază, nu? Degeaba. Larvele de chiromonis. La copcă, dacă l-ai prins într-un loc, atunci prins pește. Altfel? Te uiți la ele. Sau să-l cauți. Să mergi din copcă în copcă. Nu. Să muncești o grămadă să faci copci. Uite și unul care n-are nicio treabă cu pescuitul. Caută de mâncare. Se hrănește și ce găsești. Thank you.
Una peste alta o zi plină cu capturi frumoase. Uitați ce înseamnă o zi de pescuit la copcă. Sunt alături de domnul Ivan Cristian, mă numesc. Domnul Cristian, văd că ați avut ceva rezultat aici. Ciortan, caras frumos. Asta este jumătate noroc, jumătate pricepere. Jumătate noroc, jumătate pricepere. Rețineți, este o metaforă. Zic eu, a pescarilor. A pescarilor, sigur că da. În cât timp ați prins ce ați luat aici? Capturile. Asta l-am mai prins mai dinastie, l-am mai plimbat la o copcă la alta. Am mers mai rău. A fost frumos, dar... Secretul este că trebuie să mergi și să te prim pe baltă, să vezi, nu să stai într-o singură... Acolo, acolo. Exact, exact. Acum e mai amorțit, Iana. Mai, asta e. Să merită. Să îngheți frig, să stai în frig. Acum nu e frig, acum e frumos. Acum e frumos, da. Mai frig a fost ieri, dar asta e frumos azi afară. Am mers și peștele. Ați văzut? Asta înseamnă pescuitul la copcă pe baltă bună, cum e aici la Fundulea 1. Puteți prinde. Nu știu cât mai ține gheața, dar la vară se poate vedea ce capturi puteți să luați. Dacă acum iarna se prinde ăștia, vara vor veni monștri. Extraordinar. Ce vrei, iarna, pe timpul ăsta? Vă mulțumesc mult. Fir întins. Doamne, mulțumesc. Gabi, pe și-o poză. Prea amiază am luat gașca de prieteni și am plecat, nu de alta, dar noi cei care venisem să-l capturăm pe pește, bineînțeles. Nu am avut cu ce să ne lăudăm decât o vorbă a unui pescar. Nica, nica, toată ziulica. Cam asta înseamnă o zi de pescuit la copcă. Noi n-am prins nimic, dar pescarii de aici, ați văzut ce au putut să prindă? Ciortan, novac, șalău, caras și multe alte specii de pește. Până data viitoare, în Cârlig!